După atâta frig și ceață, iată că apare și soarele, dar nu la noi, ci la brazilieni, care au început deja să se pregătească pentru cel mai cunoscut carnaval din întreaga lume. Într-adevăr, și chiar dacă mai sunt 2 săptămâni până la începerea lui, pregătirile sunt întoi și voia bună e la cote ridicate. Așa cum este întotdeauna la brazilieni, cu fete așa frumoase, cine are timp să fie trist? O, mazăre, cât te invidiez că te duci! Deși mai sunt 2 săptămâni până la începerea carnavalului, orașul brazilian Rio este deja în vâltoarea pregătirilor. Sâmbătă aceasta, sunetul de tobe a făcut ca inimile privitorilor să salte pe ritmuri nebunești, pe măsură ce mai multe școli de samba s-au pregătit pentru faimosul carnaval, eveniment de faimă internațională care are loc în fiecare an pe celebrul Sambadrom. Mii de fani ai genului s-au înghesuit în tribune pentru a urmări repetițiile dansatorilor, prețul biletelor pentru marele carnaval fiind prohibitiv pentru mulți dintre brazilieni. Repetițiile oferă ocazia și turiștilor care nu vor fi în Rio în luna februarie să guste puțin din specificul local. Also ist eine tolle Stimmung hier und eine tolle Location. Die Leute sind nett, alle freuen sich und es macht richtig Spaß hier. Numai unii dintre dansatori au ales să-și poarte costumele tradiționale de samba, preferând să păstreze un element de surpriză pentru ziua carnavalului. Carele alegorice care transportă faimoasele dansatoare, acele mulatre focoase îmbrăcate doar în vopsea, pene, sclipici și cei mai diminutivi bikini, vor fi asemenea dezvăluite doar în ziua carnavalului. Această repetiție este crucială pentru așezarea și sincronizarea optima dansatorilor și a muzicienilor, după cum declară zâmbitor și una dintre prințesele participante. É muito animado. Então eu acho que é importante sim ter os ensaios técnicos até mesmo para as escolas, né, se aprimorarem, fazer isso aqui um rascunho do que vai ser o nosso carnaval. Domnilor, vă reamintesc importanța unei ținute adecvate atunci când sunteți la birou, la o întâlnire de afaceri sau atunci când scoateți la cină o femeie frumoasă care urmează să-i dați un inel în dar cu câteva diamante de câteva carate. Tu ești ceva, Cristina, ceva de pe altă lume. La fel cum sunt și țesăturile din noua colecție Dior, colecție care își propune să îmbrace bărbatul secolului 21 în țesături spațiale. Probabil că se pregătesc pentru a-i trimite pe bărbați în căutarea femeii, nu știu, pe Venus. În absența unor muze terestre, designerii își îndreaptă privirile înspre spațiu ca să-și găsească inspirația atunci când vine vorba de ținutele lor. Exact așa a făcut și creatorul casei Dior, Chris Van Ash, care a inserat în noua colecție pentru bărbați țesături identice cu cele din costumele spațiale ale astronauților. Prezentarea s-a desfășurat într-un decor alb și imaculat, unde manechini îmbrăcați elegant, cu o atitudine rece și spațială, au pășit prin fața invitaților purtând gulere înalte și... Ce aveți mai băieți sub braț? Ah, talia pantalonilor! Înțeleg! Viziunea designerului trimite talia pantalonilor în era militărească, adică talia cât mai sus și o cataramă la nivelul pieptului. Ținutele sunt tăiate la nivelul bustului, delimitând albul intens de culorile nopții, culori spațiale, cum ar fi albastru închis, negru și gri. Deși din loc în loc s-a simțit puțin o influență de Pierre Cardin, vintage, colecția a avut ca punct de plecare celebra peliculă science fiction Gattaca, film în care se vorbește despre modificarea genetică a omenirii pentru a fi mai bine pregătită pentru viitor. Rezultatul direct al acestei abordări a rezultat în imaginea de supererou a omului de afaceri modern, rezultat similar cu un show incredibil de puternic oferit publicului de către designerul belgian. Un simbol cultural futurist a fost reprezentat de către o dungă roșie extrem de subțire, un triunghi în interiorul unui pătrat, tocurile pantofilor încastrate într-un plastic transparent ca să nu lase urme, tot fără urme fiind și fermoarele ascunse discret. Toate acestea pentru ca bărbatul secretos văzut de Dior să traverseze prin spațiu și timp, minimalist și neobservat. Wow, stai puțin, Dior, tu nu te gândești deloc la bărbații din România? Am înțeles, cei finuți și eleganți se pot inspira din această colecție, dar cum să treacă melteanul de dorobanți cu ceafă groasă și aur cu chila, minimalist și neobservat, printre acordurile manelelor și chirăiturile pițipoancei de mol? Ceva ținută cu LED-uri colorate nu ai? Dragilor, uitați-vă la Look Mondel și urmăriți emisiunea pentru că doar aici aflați ultimele noutăți. Mâine seară, atenție, de la ora 8, pentru că noi suntem buni la orice oră. La fel e și ceaiul de mușețel. Pentru această săptămână, emisiunea Look Mondel poate fi urmărită pe Look TV în intervalul orar 19:23. Când doriți dumneavoastră. Să aveți o noapte bună și nu uitați, un look cât mai mondel.